cea mai bună cameră secretă primește 1000 de dolari. Trebuie să fie într-un loc în care să nu o găsească nimeni, iar înăuntru să ai tot ce -ți trebuie ție. Sincer să fiu, cred că o să câștig banii ăștia și că restul familiei n-are cum să o facă față. Ok, băi și fete, challenge-ul construiește cea mai tare bază secretă și câștigă 1000 de dolari, începe chiar acum. După cum puteți vedea, suntem aici alături de Răzvan, Izabela și Magdalena. Și, dragilor, lăsați-mă să vă spun regulile. Deci, după cum puteți vedea, suntem în BC, orașul nostru. Iar noi va trebui ca fiecare dintre noi, foarte mare atenție, fiecare dintre noi E clar deja cine câștigă, bă, răzvane. Deja a început cu aroganțele astea, au trecut două secunde când am început. Deja a început cu aroganțele, lasă că o să vedem noi, cine o să câștige. Deci, băieți și fete, challenge-ul este următorul. Va trebui fiecare dintre noi să ne alegem o casă, da? Deci nu o clădire oarecare, o casă din BC și o să avem 10 minute la dispoziție să construim o bază secretă acolo, da? Deci fiecare își va alege o casă și va trebui să ne construim o bază secretă. După ce toți o să construim baza secretă, va trebui să mergem și să, da, să ne dăm fiecare cu părerea, să vedem dacă o să găsim baza secretă, să vedem ce este înăuntru, fiecare ce o să-și construiască în baza lui secretă, cineva poate să facă un bunker, cineva poate să facă o cameră de gaming, poate chiar eu o să fac chestia asta și, și lucruri de genul, băi și fete. Ei bine, după ce vom juriza să vedem cine a avut cea mai tare bază secretă din punct de vedere design, ce a construit acolo, cât de ascuns a fost, va veni finala. Primii doi se vor duela pentru cei 1000 de dolari și vor trebui să facă din nou o bază secretă pe tematica bunker apocaliptic, da? Deci o să fie foarte simplu, eu o să fiu primul care alege, da? E de ce nu există nicio, nicio chestie Hai să cepem de ce Băi, eu sunt primul Și eu o să-mi aleg chiar această casă Unde suntem acum Eu în casa asta, băi și fete O să-mi construiesc o bază secretă O cameră secretă În care nimeni nu, nu o să mă găsească Bun, acum hai să vedem uh, Răzvan, tu o să fii ultimul Izabela, scumpă, tu următoarea După Magdalena Hai să vedem unde mergem Ce, cum, adică, băi, o să fiu ultimul, gata uh, Izabela, ce facem? Unde mergem? E o casă de aici Sau mergem în cealaltă parte a orașului? A? Ce vrei să facem, Isabela? În cealaltă parte. Ok, hai să mergem. Hai să mergem toți în cealaltă parte a orașului, băi și fete. Cred că asta va trebui să facem, nu știu. Sper ca nimeni, deci fiți atenți. Nu, ăștia sunt în spate. O să vă spun eu după mai exact. Am un plan. Ar fi atât de bine. Deci ascultați-mă aici, băi și fete. Ar fi atât de bine ca ei să... Să-și alegă toți casele în care să-și facă camerele secrete, să-și le aleagă în cealaltă parte a orașului. Dacă o să facă chestia asta, o să fie de 10 ori mai bine. Bun, deci după cum puteți vedea, aici sunt case, uh, Isabela Scumpo, alegeți o casă din toate astea în care să-ți faci tu camera ta secretă, alegeți o casă, o vrei pe asta? Gata, asta? Ah, ok, că okay. ești puțin așa <laughs> mai roz, bun, uh, Magdalena, tu ești următoarea pe care o alegi, hai să vedem, eu vreau lângă Isabela, bun, și tu șoarece pe care ți-o alegi, huh? Hai să vedem și o să-și și șoricelul ăsta. Asta, bun. Păi zic, 3, 2, 1 și începe challenge-ul. Aveți 10 minute la dispoziție. Bun, băi, și fete, fii tatez, mă, e perfect, 100% o să câștig challenge-ul ăsta. Și fiți tatez cum o să fac. Deci ei s-au dus acolo, în partea aia și na, v-am spus, băi, și fete, că o să fie foarte important. Uh să faci camera secretă, să faci baza asta secretă, camera secretă până la urmă, că nu e o bază, că nu te ascunzi de nimic, ai o cameră secretă, să o faci bună și să o faci foarte ascunsă, că de -aia e o cameră secretă ascunsă, adică să nu-și dea seama lumea unde, unde e camera. Eu o să încep aici să-mi fac camera, o să-mi fac o cameră de gaming, o să folosesc toate modurile pe care le avem ca să fac camera de gaming, dar între timp o să mă duc și pe la ceilalți, o să mă duc așa, o să ce să spionez, ca să văd unde-și construiesc ei Camera secretă, ca după cum o să fie jurizarea, bui! nu e atât de bună camera asta, că știam unde e bun. Prima dată, băieți și fete, trebuie să mă gândesc eu unde să-mi fac camera secretă. Hmm. Deci, uite, în casa asta, unde ar merge o cameră secretă, bro? Ideea e, frate, că regulile sunt foarte simple, noi va trebui să avem o cale de intrare în camera asta secretă, gen, adică, ca știa, toată lumea poate să astupe și pur și simplu să nu se întâmple nimic. dar nu, trebuie să fie o cale de intrare în camera secretă și trebuie să o ascundem foarte bine. Hmm. Mamă, bă, e greu. Băie, e greu fie vorba între noi. Uh, bă, băi și fete. Și dacă aș face aici... Oh, mamă, băi și fete, păi fiți atenți cum fac. Mamă, deci am cea mai tare idee? Aici o fac. Aici o fac 100%. O fac sub... A, ah, nu. Adică, ba da, uite. Da, da, da. Deci fiți atenți. Aici, Trebuie să pun niște flori. Fiți atenți, că am cea mai tare idee. Uite, o să pun niște flori și o să pun un trebdor să nu se vadă, uite. Deci aici, stai, uite, pun aici flori. Ok, foarte, ba nu. E cam mare buchetul ăsta de flori, nu credeți? trebuie să pun așa. Uite, măcar, uite, așa. bun, asta se pune sus. Bă, fiți atenți, uite. O să... O să încerc... Să pun, uite, flori pe aici, ca ceilalți să nu se gândească să vină pe aici, nu? Cred că asta e cea mai bună tactică. Da, uite. Pun flori așa, mamă, perfect, băi, și vedeți, băi, e perfect. Deci, 100%, când cineva o să încerce să vină pe aici, nu să se gândească să se meargă și în partea asta, nu? Și în partea asta, fraților, chiar aici, va fi baza mea secretă, pe care, uite, stăți că o voi construi așa și voi face o cameră de gaming Voi face o cameră secretă de gaming uite, chiar aici. Bă, și o să încerc, fie vorba între noi, să nu fie chiar atât de mare, știi? Adică fie vorba între noi, uite, să fie cam așa și după, uite, să aibă atâta și atâta, de gen, da? Cred că așa o să fac, o să fac cea mai tare cameră de gaming posibilă și voi încerca să-i bat pe ceilalți. Prima dată, fraților, deci fiți atenți. Aici să pun o ușă. Ia stai, poate pot să pun o ușă. Hmm care să nu, să nu, să nu, se observe nimica. Ia stai. Mm, bă, cam greu să se observe asta. A? Cred că e cel mai greu de observat. Deci e perfect. Bun. Mergem aici. Aici o să punem frumos cu, cu scări și chestii de genul. Dar prima dată, haideți să facem toate chestiile astea. Bă, cred că o să ne ia mai mult de vreo 10 minute. Cred că o să ne ia vreo 15. Prima dată vreau să stabilesc mărimea camerei. Uite, o să mai fac așa. Uite, bă, nu o să o fac atât de mare. Pentru că după... Nu o să pot să o fac extravagantă, știi, și impresionantă. Bun, deci în partea asta mergem două blocuri. Uite, uite, fiți atenți. Mergem în partea asta trei blocuri. Perfect. În partea asta trei blocuri și acolo în față cum am mers până acum în față și eu cred că e perfect. Nu? Adică, bă, băi, și vede, poate unii o să ziceți că, bă, Marius e cam micuță, băi, eu zic că e tot ok. Și va trebui să ne facem o cameră de gaming. Aici o să fie ceva mai complicat, băi, și vede, bă, o să-mi pun și un acvariu, așa, bă, bă, trebuie să arate foarte tare. Trebuie să arate gen ca și cum eu aș fi un puștan care vrea să se ascunde de, vrea să se ascunde de părinții lui da? și să se joace pe calculatoare și ghiciți ce? Eu vă duc aici, în camera mea secretă. Dar, înainte să mă apuc pur și simplu de camera mea secretă, v-am zis, băi, și Nu, fete... oh, stai, nu trebuie să sparg asta. Adică, ba da, va trebui să o sparg ca să pun podeaua. Înainte, hai să mergem și să spionăm puțin. Hai să vedem unde o să-și facă ceilalți camera secretă. Sincer să fiu cu voi, sper să nu mă vadă. Mulți o ziceți, Marius, nu știu ce. Băi, am făcut destul de multe challenge-uri cu familia mea și ați văzut că întotdeauna cineva a trișat. Cineva a făcut și șmecherile, acum e rândul meu. Am ocazia asta, eu am casa acolo, ei au casa acolo, am cea mai tare ocazie să spionez și să nu fiu prins de nimeni. Vedeți, suntem aici în BC, putem să facem absolut tot ce vrem noi, dar hai să vedem care e treaba. Deci o să încerc să fiu foarte, foarte care. În Prima o să mă duc la șoare cu de răzvan să văd ce putem să facem. Fiți atenți, stați să iau camera, fiți atenți, o să iau camera și o să fac poze, pentru că da, dacă mă întrebați pot să fac poze, ca să, ca, ca, să știm mai, mai departe, uite. Ia stai, de, de, de unde e Răzvan? Oh, stați că nu, nu, ia, uite la acolo pe șoarec. ia vedeți, ia vedeți acolo ce face. Am o sta, stați, că nu mai văd, ia uite, ce face acolo. Hopa, hopa! Let's go! Let's go, bun! Am făcut o poză, băi și fete! Haideți, mă, 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 ce deci văd că e jos sau ce? Uite, acolo e intrarea lui. Ok. Bun, am făcut o poză, deci asta e intrarea la Răzvan. <laughs> Bun, deci deja știu unde are camera secretă Răzvan. Hai să mă duc la Izabela. Hmm. Ok. Mamă, cred că Izabela e, e deja în... Ia uite, e sub acolo. Hmm, dar nu văd pe unde... Pe unde a intrat? Am făcut niște o poză. De asta să văd și Magdalena. Hmm, Magdalena cred că e tot sub pământ deja. Mamă, băi, și fetei, cam greu la ele. Hopa, uite, am văzut acolo ceva. Uite, acolo e Izabela sub pământ. Dar nu știu pe unde a intrat, bro, și asta mă interesează. Mm. Uh, uh, să fi intrat prin piscină? Nu, nu cred. Mamă, să nu cumva să mă vadă șoarecul de răzvan. Mm. Mamă, si, eu îmi pierd timpul acum. Dar unde e Magdalena? Ok, că Magdalena e undeva pe aici, băi, și fete, dar nu... Ia, uite, acolo. Ok. Dar pe unde a intrat? Credeți că a intrat prin bucătărie pe acolo? O să fac acolo o poză în caz de orice? Și atât, hai, hai că trebuie să plec și eu Trebuie să plec și eu, băiși, fete Doamne, iartă, bă, bă, ați văzut Bă, v ați văzut, men Ok, deci știm unde e Magdalena relativ Dar pășoarecul de, de răzvan l-am prins în flagrant, ești nebun Ok, deci acum eu să mă duc să-mi fac camera de gaming Tematica va fi roșu cu negru Deci eu zic că asta este cea mai tare cameră secretă pe care mi-o pot face roșu cu negru, da. De departe, cred că le bate pe toate. Roșu cu negru e de departe cea mai bună alegere. Bun, hai să mergem. Deci, iară, dacă vin pe aici, bă, ăștia nu o să se gândească să se uite pe acolo, men. 100% nu o să se gândească. Bun, mergem aici, jos. Bun. Acum, hai să punem leather. Uite, să punem negru, da, de carbon, că v-am zis că o să fie cu negru situația. Așa, și acum aici trebuie să începem să punem blocuri, ia, blocuri roșii. Mam, Mamă, câte chestii roșii avem, o să arate minunat. Deci o să arate demențial, dar nu, știu, nu știu ce să pun pe jos. O să pun red concrete, nu? Și pereții astea, să văd dacă am ceva cu black. Black concrete, cred, nu? Da. Bă, băi și fete, o să arate demențial. Ascultați aici la mine. Deci o să pun roșu pe jos. Bă, cred că o să o fac, fiți atenți, băi, cred că o să o fac în cel mai clasic stil posibil. Mai exact, fiți atenți. O să pun jos roșu, o stați să pun și o torță ceva aici. Deci o să arate demențial, ascultați-mă că fac cea mai tare cameră secretă. Pun roșu jos, da. Așa, Să paca. Pun roșu peste tot. Sper că toată lumea face la fel. După, aici, pe pereți, o să vin cu un, uh, un strat de negru. Dar -și doar un strat. Venim așa cu un strat de negru. Bă, ba, nu, fiți atenți. Fac peretele asta negru. Da. Peretele asta negru. Da. Fac și peretele asta negru și restul roșu. Bă, facem ceva așa, design futuristic, bro. Facem și peretele ăsta negru. Bă, deci de departe o să câștig, n-are cum să nu câștig. Bă, arată prea tare, ești nebun. Și abia de, de, am început. Așa. Și pereții ăștia îi facem roșu. Și dacă v-ați băieți băi și fete, o să, facem, um, o să facem tavanul negru din nou. Pentru că, na, da, mi se pare că e logic, trebuie să fie 3 cu 3. 3 pereți așa, 3 pereți așa, și ce zic? Bun, aici facem... Uite, și se și bine perfect că vine negru ăsta aici. Deci e perfect. Negru de pe scara, gen. Așa. Bun. Ok, este să mutăm. Ba, mamă, bă, arată perfect. Și sus punem negru. Și practic avem această cameră de gaming jumătate negru, jumătate roșu. Na, acum, bă, eu, mamă, băi și fete, fiți atenți. Mamă, mi-a venit cea mai tare idee. Pe părțile, să spunem așa, fraților, deci fiți atenți. Pe părțile negre ale camerei o să facem totul cu roșu. Pe părțile roșii o să facem totul cu negru și așa ne ocupăm, bro. Fiți atenți, man, De nu dăm totul peste cap. Deci, pe partea cu negru vreau să fie PC-ul. Da? Deci, pe partea cu negru vreau să fie pc și vreau să fie totul legat de PC. Mamă, dar sper să găsim o lumină, o lampă sau ceva de genul, ce că nu prea îmi place cum arată aici. Ok. Haideți să vedem. Deci pe partea de negru va fi PC-ul, dar prima dată să găsim o lampă sau ceva. Ok, bun, avem foarte multe tipuri de lămpi. Uh, o să luăm pe asta roșie, pe care o să o punem. Stai, red, iară, bun. Red, avem aici. Office chair, nu. Nu, nu, nu. Avem nevoie de router, da. Avem aici o canapea, bă, merge o canapea, fie vorba între noi. Merge acolo la gaming. Uite, cred chiar aici ar merge. O canapea, așa. Haideți uh, să ne mai gândim la red, ce mai avem nevoie. Papel, picado, red, habar n-am ce e asta, asta e să o luăm. Avem PC red. Uh, Office chair, dar nu vreau office chair, bro. O dasta roșie. Uite, un Nintendo Switch, cred că iar e bine. Mm, cam atâta. Și ceva de asta de mobilier roșii n-avem? Uite, avem astea, dar nu prea sunt atât de roșii. Și un digital clock. Mm. Să zice să fiu cu voi, băi, și fete, sunt cam dezamăgit de ce văd aici. Adică mă așteptam să fie ceva mult mai frumos. Da. Bă, o să facem așa. De fapt, fiți atenți. Ia stai, mă, că iau eu asta neagră, mobila neagră, că cine și dă seama. Bun. Și pun așa, fiți atenți. Fiți atenți. Bun. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, stai. Nu, no, nu. No. Black table. Nu, no, black. Ia stai. Punem Mamă câte chestii sunt aici, bă arată prea mișto toate uh, Closet Mă las în pace Și Table, așa bun Single table, fiți atenți Punem aici single table-urile astea uh, Aici punem PC-ul, da Aici punem, nu, de fapt uite a, a, Aici punem un closet De la negru Așa Aici punem lampa Punem lampa, let's go, let's go. bun, bun, bun. Aici, în partea asta, iară, punem un closet ăsta negru unde punem Nintendo Switch-ul. Așa, bun. De deasupra, stai, trebuie să facem undeva unde să punem routerul, dar până atunci, trebuie să... Deci am pus PC-ul, uh, digital clock -ul. Bă, aici trebuie să punem ceva... Ia stai, PC, n-avem monitor. Bă, frate. Uh, desktop. Bă, 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 stai. Trebuie să avem ceva, bro. Trebuie să avem ceva. Asta e să mă uit aici pe la moduri. Că avem foarte multe moduri, după cum puteți vedea. Props, bedroom. Mm. Așa. Avem aici kitchen. Nu prea avem multe chestii, băi și fete. Technology. Aha, bun. Screen left. Aha, aha, bun. De fapt avem. Screen keyboard, screen right. Fiți atenți. Așa, și așa, mamă, PERFECT! Bro, cum arată! Mamă, și fiți atenți, aici punem așa. O, oh, ba, nu, 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 stai, nu asta. Uh, stai. Vreau să iau red ăsta. Ok, o să, luăm, o să luăm scaunul ăsta. N-avem altă variantă. O să luăm scaunul ăsta. Și o să facem cu roșu din ăsta, bro. Mamă, ia vedeți. Ah, stai că e prost asta. Glass block. Ah, nu. Bă, frate. Mmm, hai că o să încercăm cu astea. Bă, sunt prea mari. Sau? Mm. Bă, arată mișto! Bă, arată mișto de toate astea. asta să pun aici. De aici n-aș putea să pun ceva. Ce-aș putea să pun aici, băi și fete? Ceva așa iară roșu. Care să arate situația. Să pun niște flori? Da, mă, aici cred că o să pun flori. Cred că aici o să pun flori și o să termin cu toate prostiile astea. Da, aici o să pun flori. Pur și simplu flori. Dar stați prima dată să fac roșu peste toți. Cred că deja, da, deja am ieșit din timer, dar n-a fost anunțat de nimeni că a terminat. Deci e perfect. Mă așteaptă și pe mine, aștept și eu pe ei, dar... Um, uite, așa... Facem așa, let's go. Mamă, ce frumos arată. Aici la fel. Aici la fel. Bun. Și aici? Bă, bă, nu. Bă, atent. Aici punem un digital clock. Mă înțelegi? Nu. No. Un TV. Un TV gigantic punem. Uh, large flat TV. Nu încape aici, bun. Flower, bro. Punem flor. N-avem ce să facem. Cum am pus la intrare? Flower. Punem așa. N-avem ce să facem, băi și fete. Trebuie să punem așa. N-avem ce să facem. Arată ciudat. Dar asta, this is what we, we need to do, să spunem așa. Bun, stai. Așa. Bă, arată minunat. Bă, uitați-vă. Suntem la alt nivel. Așa. Și acum, bă, ăsta o să fie mult mai ușor. Aici o să punem digital clock-ul. Așa. Și va mai trebui să punem și un router undeva. Dar stai să mai luăm o lampă roșie. Red lamp. Uite și router-ul. Și ceva roșu mai avem pe aici, bro. Hmm. Uite, lampa roșie. Bă, uite și patul ăsta, nu? patul ăsta, cred că e perfect aici. Mamă! Mamă, băi și fete. Băi, bă, asta e cea mai tare cameră posibilă aici nebun! Și acum un fish tank. Fish ball. A, asta e doar un bol cu un... De asta tank full of fish. Nu e gen ceva cu fish? A, ah, în fine, credeam că e. În fine, am pus și la acolo. Bă, și ce să mai punem? Să mai punem ceva aici și gata, am terminat, aici, nebun. de nebun? Dar să mai punem ceva acolo, că arată așa cam... Cam ciudat. Hmm. Să mă gândesc. Uite aici niște joculețe. Asta voiam. Asta voiam. Vă Bă, vă ieși, vede. Gata. Oficial, camera mea secretă este gata. Doar uitați-vă cum arată, bro. Ba, arată genial. Bun. Hai să mergem acolo să chem și pe ceilalți și să începem challenge-ul. Ok, băieți și fete, haide să începem jurizarea camerelor secrete. Răzvan, Magdalena, Izabela, sunteți la casa mea, aveți un minut să găsiți camera secretă. Hai să, hai să, vedem dacă o să o găsească sau nu. Eu cred că, eu cred că sincer, n-am nicio șansă. Marius, da. Unde e? <laughs> Las-o așa. Trebuie să o găsească și oareci. Alo, alo, Izabela, ce crezi că faci? Ce crezi că faci acolo? Ia zi, băie, Răzvane, ia zi. Cum era? Era șmecher, hă? Parcă găseai, dacă îmi zici unde e, te votez pe tine. Nu trebuie să vă votez pe mine, băi, că oricum eu o să câștig. <laughs> Lasă așa. Lasă așa. Ați găsit-o? Am găsit-o. Isabela, unde? Unde ai găsit-o? Unde ai găsit-o? Arată unde? Arată unde, Isabela? Glumesc. A. Ah. Cea mai proastă glumă. Hai să vedem. Mai departe. Bun, bă, hai că deja, fraților, bă, deja, deja a durat prea mult timp. Stop! Nu a trecut un minut. Ba da, gata, a trecut un minut, s-a pus stop. Haideți să vă arăt camera mea secretă, nu mai plânge mai răzvane. Hai să vă arăt camera mea secretă. Vedeți aici. Aici, de fapt, era. Ia, vedeți aici ce cameră secretă de bună am făcut. Check this. Băi, e genială. Blea, blea. bă eram așa aproape. Blea, oribil. Cum adică oribil? Băi, e genială, băi, și voi vedeți? Băi, e genială. Tome, ce asta? Cocină, băi, alo. Ca mediocru, oricum. Bine, mă, hai să le vedem pe ale voastre. Ia, hai să mergem sus. Doamne, deci, băi, și vede, am putut în plus că nu o găsit-o. Nu găsit-o nimeni. Nu o găsit-o nimeni. Doamne, iartă-mă. Ia, hai să mergem, hai să mergem în partea voastră a orașului. Băi, eu sunt, ble, cocină, cocină. Ia să vedem ei ce-au făcut. Da, ca e cocină. Chiar sunt Chiar ce-au făcut. Ce-au făcut dragii mei copii și draga mea soție? Ia hai să vedem. Chiar acum o să mergem băieți și vete să jurizăm la Răzvan, da? Știți care e schema mea cu Răzvan? Hai să vedem. O să le iau la întrebări. Ia zi, bă, crezi că e totul bine? Crezi că ai ascuns-o perfect camera? Hai să vedem. Ok, dragilor, suntem aici. Haideți să vedem. Cine credeți că ar trebui să fie primul jurizat? A? Izabela, eu votez Răzvan. Răzvanel, ia uite, Răzvanel, toată lumea te votează pe tine. Ce mă, doamne bun. Hai să mergem să vedem dacă o să găsim... Uh, uh, la care casa e Răzvane? La asta, bun. Hai să vedem. Hai să vedem dacă o să găsim camera secretă la Răzvanel sau nu. 3 de și hai să vedem. Let's go. Let's go. Hopa, 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 am găsit-o deja. <laughs> Ce că e secretă. Camera secretă. Unde era camera secretă? Doamne, răzvane, arată oribil, mamă, bă, bă, și fete, bă, mi-aia era de 10 ori mai șmecheră, bă, arată oribil, bă, oribil, e frumoasă, ai că e frumoasă, doamne, iartă-mă, bă, vă cum arată, uitați-vă aici, bă, e făcută în bad jocoră, la mine e bombă, slab, răzvan, hai să mergem mai departe, vai de tine, vai, răzvane, vai, deci nu vine să se crede, fați-o, bă, arată oribil, oribil, nu știu cum a făcut așa de așa de nașpa. Hai să mergem mai departe la Izabela, da? Hai să vedem. Izabela Scumpo, let's go. Hai să aflăm unde e camera ei secretă. Hm. Hai să ne uităm pe aici, am trebuie să undeva pe aici. Ascultați-mă, noi să piscina. Ah, am găsit-o deja, băi, e prea simplu. <laughs> e prea simplu, vai de capul vostru. Hai să mergem jos să vedem care e treaba, let's go. Uh, bă, a mea e mai frumoasă, dar e mai frumoasă decât a lui Răzvan. Răzvan e zito de nu e mai frumoasă decât a ta. Ce Băi, vorbește frumos. Vorbește frumos. Cum te le găsești mereu? Nu știu. Pur și simplu am acest talent. Arată drăguț. Foarte drăguț, Izabela. Foarte drăguț, scumpo. E drăguț, e foarte drăguț. Foarte, foarte drăguț. Mulțumesc. Ok, hai să mergem mai departe. Let's go. Băi, Ah, ok, bun, dar se pare că Isabela nu s-a gândit să pune și un buton. Și acum, haideți să mergem la Magdalena. Magdalena Scumpo, 3, 2, 1 și hai să vedem unde este. Hopa, ce se întâmplă? Hopa! Hopa, am găsit-o din nou, tot am găsit-o. Let's go! Ok, ok, bun. Deci Magdalena și-a făcut o bucătărie secretă. Bă, e mai drăguț. Fie vorba între noi băieți și fete, ultimul loc îl are Răzvan. Bun. Dragilor, Alo, Răzvan e cea mai urâtă. Bun, fiți atenți. Haideți să facem toți un top. Prima dată voi face eu. Nu, fiți atenți. Prima dată hai, hai să votăm locul 4. Eu votez ca locul 4 să fie Răzvan. Cine e cu mine? Eu zic locul 4, Răzvan. Răzvan. Bun, deci deja avem uh, două voturi. Răzvan e... Vină mai jos, că nu... că, că nu vă ce zici. Tata, așa. Răzvan a făcut frumos. Păi și tu pe cine votezi, Magdalena? Marius, pe tine. Eu la ultimul loc. E egalitate. egalitate. Hai să vedem pe locul... Pe locul întâi. Pe cine că Bă, eu zic că eu am făcut ce mai frumos. Pe e vorba a Eu zic că am făcut eu ce mai frumos. Izabela Scumpo, cine crezi că a făcut ce mai frumos? Eu sau Răzvan? Tata, eu. Magdalena, pe cine votezi? Trebuie să votezi doar pe cineva. Pe locul întâi, da. Pe Răzvan, iartă-mă. Ok, băi, se pare că este o competiție între mine și șoare ăsta mic. Ok, se pare că e o competiție între mine și șoare ăsta mic. Eu zic că am făcut ce mai frumos, după părerea mea. Bun, păi atunci, cum îi spune, trebuie să ne gândim așa. Pe cine votați să iasă? Eu, o să fiu sincer, votez să iasă Magdalena. Sincer, nu mi-a plăcut deloc. Un vot pentru Magdalena. Izabela, băi, nu fi ne simțit. Răzvan, ce zici, Izabela? Nu, 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 Izabela, scumpă. Izabela. Nu. Izabela, nu, 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 nu. Izabela, hai, votează, Izabela. Nu știu. Votul meu e Izabela, votul meu e Magdalena. Pe Răzvan. Doamne, Izabela, trebuia să văd pe Magdalena, cum ai ieșit tu. Doamne, iartă-mă. Bun. Acum, băieți și fete, eu zic că nu ar fi corect. Bă, în niciun caz, pentru că ăștia doi o să mă voteze pe mine. Nu e corect, pur și simplu. Nu e corect. 100% fiți atenți. Că vă, vă dau regulile peste cap. Având în vedere că Isabela a fost și-a dat afară, ea trebuie să aleagă pe cine dăm următorul afară. Izabela o spune pe cine. Spune pe cine vei să dai afară. Cum funcționează asta simplu? Spune pe cine. Pe cine vrei? Cred că știm cu toții. Spune-i să pe frate, jos, 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 bun, bun, băie, și pe de bun. Acum, bă, deci, bă, după părerea mea, eu cu Isabela eram cei, cei mai tari, da, na. Acum, în finală, sunt eu și Magdalena. Magdalena scumpo, fii atentă, vom avea 5 minute la dispoziție să facem un bunker de apocalipsă. 5 minute, deci, fie, deci, da, vin aici, eu o să fac în casa asta, și tu o să faci în ultima casă de acolo. 5 minute și Răzvan și Izabela vor sta pe lângă noi. 5 minute din momentul ăsta. Start! Deci, deci trebuie să-l ascundem cumva și să facem un bunker de apocalipsă mișto. Mamă, eu pe unde fac? Și boșoare ce? Văd că ai cam pierdut, da. E nașpa să pierzea. O să te spionez. Ai grijă și îmi bați joc de tine. Pleacă de aici. Pleacă de aici, nu, nu mă mai enerva. Hmm. Mamă, băi și fete. O să... bă. bă, 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 stai. Uh, pe, pe unde să pun, bro, mamă Pe aici, nimeni nu se așteaptă Nimeni nu se așteaptă aici Aici fac un bunker de apocalipsă Bă, aici o să țin numai dirt Că e bunker de apocalipsă, pur și simplu O să fie numai dirt Buncăr de apocalipsă, deci mai am foarte puțin timp Trebuie să avem timp, băi și fete ce, ce, Bă, bă, alo, alo, ce faci aici ce? lasă-mă în poce Tu te vezi de treaba ta, băi Ok Buncăr de apocalipsă, băi și fete Bun deci, eu, eu zic că așa arată perfect. Hai să pun și niște podzol. Trebuie să fie așa gen, într-un fel... Hmm, cum să vă spun... Trebuie să fie așa post-apocaliptic. Energia acestui loc. Punem așa. Țaca-paca. Uh, așa. Băi, eu zic că arată foarte bine până acum. Leather. Punem leather ăsta. Uite așa, rusty. Uh, ce faci, băi? Băi, a plecat șoarecul. Doamne, iartă, mă stricam mie toată combinația. Bun, acum, hai să ne gândim, băi, și vede ce să punem aici. Uite, deci am aici categoria de storage. Da, mă, ia vedeți. Ia vedeți, bă, aici putem să punem toate nebuneile. N-avem nicio treabă, ești nebun. Trebuie deci să punem cab web. Avem cab web. Cab web, deco bench. Uh, și cred că trebuie iar niște weapons. Ia uite, weapon crate, așa. Bun, avem weapon crate. Avem un deco bench de asta. Și să punem crate-uri, băi și fete, pentru că, na, prin crate-uri în apocalipsă. Așa. Punem așa. Uite, stai. Punem peste, frumos, aici iară. Uite, punem așa să, să arate frumos. Țaca-paca. Băi, zic că am făcut foarte bine. Așa, așa. Și punem și niște cobweb. Bă, eu zic că e perfect. Da, deci eu zic că arată bine. Acum hai să punem ceva torță. Uite, o, o torță tiki de-asta. Hmm. Bă, bunkerul meu de apocalipsă nu arată chiar atât de bine, și fete. Mă, hmm, mai trebuie să fac ceva, bro. Nu arată chiar atât de bine. Mai trebuie să... Nu știu. Mai trebuie să fac ceva, men. Bă, se, aude ceva sus. Stai să vezi și-i facă lu lușoare cu ăla mic. Că numai din cauza lui. Dacă mă găsește, e numai din cauza lui și o să plătească. Ia să spunem, băi, fete. Pe asta unde trebuie s o pun? Trebuie să o pun sus? Sau unde trebuie s o pun, gen? Nu e ok s o pun aici. Ok. Văd că habar n-am unde s o pun. Lăsăm-mă la acolo. Bă, și niște arme. O să-mi iau și cam asta e, fraților. Fie vorba între noi, nu? Asta e ușa de la bunker. A, uite, pot să pun o ușă de asta pe aici, așa. Cam asta e, fraților. Sincer, nu mai am ce să fac în afară de... O să-mi pun o armă. O presă de metal pe aici. Chestii de-astea care te-ar ajuta în apocalipsă. Băi, asta e. Ce se întâmplă sus, băi? Asta Lasă Șoarece Băi, voi dă-i! băi Băi, veniți aici Doamne, iartă-mă Mamă, mamă Răzvan a fost aici trolat de Răzvan Lasă că vede șoarecul ăla Lasă că vede, băi și fete Ok, haideți că o să așteptăm să termine și Magdalena Pentru că eu deja am terminat și vedem cine o să câștige Ok, băi și fete, suntem în runda finală Să vedem cine a făcut cea mai tare cameră secretă Bunker și va câștiga 1000 de dolari sunteți pregătiți să câștig? Cred că mama, taci din gură și de Bun. Uh, haide, Magdalena, prima dată să mergem în casa ta să vedem dacă o să găsim casa bunker. Hai să vedem. Let's go, dacă o să găsim camera de, 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 de bunker. În partea asta îi se vedem. 3, 2, 1 și începem căutările, începem căutările. Am găsit-o, am găsit-o. Uh, arată absolut oribil. Fie vorba între noi, e bombă, e bombă pe bune că e oribilă. <laughs> Superb, ok. Hai să mergem și la mine să vedem dacă o să o găsiți așa de rapid. Sunt curios, vă și vete, sincer, nu cred că o să o găsească. Hai să mergem. Hai să mergem să vedem care e treaba. Băi, eu zic că am și ca 100% la asta ăsta, nu mai au ce să-mi facă. Bun, stați puțin să zic pe poziții. Veniți aici. Izabela Magdalena Răzvan, 3, de 1 și începem. Ia, bai, bai, aro, bai! Ăsta m-a spionat! Doamne, men! Mm. În fine, al meu 100% e mai șmecher. Ia vedeți buncărul ăsta șmecher. Ia vedeți, bai, bai, altceva! Altceva! Răzvan, ha, e altceva! E murdar, e urât, păi e un buncăr apocaliptic. Normal că așa trebuie să fie. Cum adică ce e asta? Cum adică, băi, e buncărul meu? Mex să zicem. Ok, acum haideți să votăm câștigătorul. Eu mă votez pe mine. Voi pe cine votați? Eu pe mine. Eu zic că e egal. Izabela, tu ce spui? Egal, sinceră să fiu. Bă, băi, și fete, egal ce-o fi, eu am câștigat 100 la stăbări, ce am făcut cea mai tare cameră. N-aveți Na, cum să ziceți altceva, eu am câștigat. Eu am câștigat, a, da, 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 eu am câștigat, răzvane, da. A, ce, 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 ce o să comentezi? Ia uitați, ce pozeam? am, ce poze ai, cine? ce, ce poze Tata a trișat, eu să trișez. La ce vă, vă referiți? stai, uh, ce -i, ce astea? Uh, uh, uh Arată-le. Uh, uh, bă, eu... Uh, eu cred că... Eu cred că trebuie, trebuie să plec. Hai uh, haide, vă urez o... O zi frumoasă, eu zic să nu mai câștige nimeni challenge-ul ăsta, eu zic să nu mai câștige nimeni challenge-ul ăsta, păpâie, și vede, bă, și vede, mi-a făcut poze când era pe ascuns!